Telegondola din Straja așteaptă conectarea la sistemul de alimentare cu energie electrică. Asta pentru că până acum nu a fost posibil un astfel de branșament. Instalația ar trebui racordată la un astfel de sistem de alimentare, care până acum nu a existat și nici nu a fost montat, dar autoritățile locale spun că este vorba doar de câteva zile și nu va fi afectat sezonul de schi în niciun fel. În acest moment lucrările sunt finalizate, trebuie să se facă și după cum vedem în acest moment, cei care lucrează aici fac ultimele probe, nu există niciun fel de problemă în acest moment. Va trebui să facem în așa fel încât să securizăm și linia de electricitate pentru a nu fi niciun fel de problemă. Avem o instalație care consumă mult, o instalație de mare putere și de aceea trebuie să ne asigurăm din toate punctele de vedere. Cei din Lupeni spun că investiția va aduce bani și va crea locuri de muncă la Lupeni, iar asta este foarte important. Eu vă spun, este un proiect extraordinar al administrației publice de la Lupeni, care reușește să creeze în jur de 1000 de locuri de muncă, nu neapărat cu această telegondolă, ci cu ceea ce se întâmplă aici în masivul Straja, pasul Vulcan, unde se lucrează și se vor crea locuri de cazare, se vor crea în jur de 1000 de locuri de muncă. Stațiunea Straja este una dintre cele mai importante din Valea Jiului și cea mai dezvoltată, iar responsabilii din Ministerul Dezvoltării și Turismului au dat asigurări că finanțarea nu va fi oprită.